Alături de mine este europarlamentarul Maria Grapini. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Grapini, pentru prezența dumneavoastră. Sunt câteva lucruri pe care le folosim în viața noastră de zi cu zi și care s-ar putea să se schimbe în perioada următoare. Spun asta pentru că piața digitală și tot ceea ce înseamnă servicii digitale se așează din punct de vedere al legislației în această perioadă. La ce să ne așteptăm? Da, în primul rând trebuie să spunem pentru cei care ne privesc că deja regulamentele sunt clare, sunt votate și în termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate în statele membre. Și așa cum spun de fiecare dată și subliniez asta nu pentru că vreau să critic, ci din contră vreau să atenționez că este foarte important ce face România pentru a le aplica. Pentru că, da, ne schimbă viața, piața digitală, știm bine că se merge spre digitalizare. Dar vedeți, aici noi am vrut să reglementăm de fapt ce se întâmplă, și n-am să folosesc termenii în engleză din regulament, ci cele care, termenii care în piața și în viața economică sunt folosiți, și anume noi am vrut să reglementăm cum să controlăm marile platforme digitale care, evident, au o poziție dominantă în piață, pentru că despre ele vorbim, nu despre IMM-uri. Din contră, am prevăzut scoaterea IMM-urilor, s-a definit foarte clar ce înseamnă platformă digitală mare cu poziție dominantă, cifra de afaceri, e nivelul cifrei de afaceri 7,5 miliarde, apoi dacă în 3 ani a avut o evaluare de piață peste 75 de miliarde, vorbim de euro acum, apoi dacă au 45 de milioane de utilizatori, între care 10.000 de utilizatori comerciali din piața Uniunii Europene, deci sunt foarte bine definite ce înseamnă, apoi sunt definite obligațiile. Dacă nu respectă ceea ce se pun în acest regulament, aceste mari platforme pot fi sancționate cu 10% din cifra lor de afaceri și dacă repetă aceeași greșeală, cu până la 20% din cifra mondială, pentru că să nu uităm că aceste platforme nu operează doar într-o țară, două în Uniunea Europeană, ci operează mondial, deci 20% din cifra de afaceri mondial. Trebuie să spunem însă că statele membre n-au posibilitate de control. Singurul organism, instituție care are dreptul de control, atunci când noi, consumatorii, sesizăm, și aici fac o paranteză, trebuie să sesizăm atunci când marile platforme ne încalcă anumite drepturi, singura instituție este Comisia Europeană. Dar trebuie să ajungă informația la Comisia Europeană. Și eu sper ca România să fie pregătită să aplice, pentru că regulamentul nu mai trebuie să îl asimileze într-o lege națională cum e la directivă, ci trebuie să-l aplice. Da. Pentru a aplica trebuie să avem capacitatea administrativă. Și avem? Nu avem. Nu avem, din păcate. Tot asta am spus, că parcă de prea mulți ani auzim acest lucru, cel puțin de când am intrat în Uniunea Europeană, și iată, sunt atâția ani, din 2007, tot spunem că nu absorbim fondurile, că nu avem capacitatea administrativă, nu implementăm corect și la timp o directivă, că nu avem capacitatea administrativă, plătim infringement la deșeuri, că nu avem capacitatea administrativă. Bine, dar de ce nu creăm? Pentru că această capacitate administrativă, o repet, pentru că informația este cunoscută în România, mai ales de mediul de afaceri, a fost finanțată de-a lungul timpului de fonduri, din bugetul Uniunii Europene. Pe fonduri europene, ministerele, guvernele puteau să-și întărească capacitatea administrativă. Așadar, din punctul meu de vedere, piața digitală ia altă, să zic așa, formă din punct de vedere al verificării și a funcționării pieței digitale, pentru că noi, de fapt, asta am vrut, să apărăm și consumatorii. Asta, iarăși, o spun în calitatea mea de vicepreședinte a pieței interne. Pe de altă parte, sigur că ne interesează la piața digitală să protejăm și companiile de publicitatea falsă, care poate să inducă consumatorilor greșit o atitudine de achiziție, de cumpărare, în detrimentul unui, să zicem, unui produs bun, dar care, iată, în aceste mari platforme nu încape sau îi se face o publicitate falsă. Deci lucrurile sunt foarte clare. Din punctul meu de vedere, este bine că avem aceste regulamente. Dar
rezultatul sau efectul acestor regulamente depinde foarte mult de modul în care aplicăm. Există o discuție foarte mare aici la nivel european cu privire la felul în care trebuie să se întâmple această aplicare. Cum își vor schimba de fapt și de drept statele membre legislația odată ce aici lucrurile sunt clare. Asta s-ar putea întâmpla din 2024, din primele estimări, da? Da, sigur, dar noi nu trebuie să așteptăm, și asta este una din greșelile, să zic așa, instituționale ale României, așteptăm așa ultimul termen. Nu, noi trebuie să ne pregătim, pentru că nu e puțin de făcut ca să te pregătești să implementezi asemenea regulamente. Îți trebuie, în primul rând, forță de muncă, resursă umană bine pregătită și știm că aici avem o problemă la digitalizare și la IT, că pleacă mult lume în afară și n-ai cu cine să faci aceste lucruri. Pe de altă parte, sigur că trebuie și buget pentru asta. Și atunci, trebuie să ne pregătim, 2024 nu e foarte departe, suntem la jumătatea anului 2022, să avem, pe de o parte, bine înțeles cum le aplicăm, ca să nu începem să cheltuim, să probăm, schimbăm, o luăm de la capăt și atunci înseamnă risipă de energie și de timp până la urmă. Eu vreau să spun că pentru cei care ne ascultă, sigur, mi-ar plăcea să asculte și instituțiile din România, aici nu e cale de întors. Astea s-au votat, sunt negociate instituțional, s-a înțeles Consiliul, a fost agreat în unanimitate, deci practic de aici încolo cale de întors nu este. Este bine însă să aplicăm corect, încât companiile de la noi să nu fie, și consumatorii din România să nu fie după aceea discriminați pentru o proastă aplicare în comparație cu ceilalți cetățeni europeni, consumatori, companii din celelalte state membre. Pe mine ca cetățean, în ce fel mă va afecta sau mă va ajuta ceea ce înseamnă această nouă legislație? Bun, am văzut cam ce are de făcut statul, înțelegem cât de afectate pot fi companiile mari, în mod special rețelele de socializare, de exemplu, și alte asemenea. Dar pe mine ca cetățean, până la urmă, în ce fel mă interesează, dacă vreți, doamna Grapini, păi, subiectul ăsta? Uitați, de exemplu, la ce trebuie să respecte aceste platforme, intră și aceste drepturi ale consumatorilor. De exemplu, să am același drept să mă dezabonez așa cum am și abonat. Da? Adică accesul, intrarea, să zic, în platformă și ieșirea să fie asigurată la un consumator. Doi, mă influențează direct veridicitatea informațiilor din aceste platforme. Pentru că dacă... Cine le verifică? Asta spuneam, că verificarea legată de încălcările, să zic, a eticii și a regulilor din aceste regulamente nu poate să o facă decât Comisia Europeană, dar la sesizarea consumatorului sau a companiilor. Da? Eu cred că e interesul până la urmă a consumatorului și vreau să vă spun că și eu am reclamat Facebook-ul, de exemplu, ca și utilizator de Facebook, și răspunsul care a fost dat, am fost chiar în vizită la companie trimisă de Parlamentul European, răspunsul care l-a dat nu m-a mulțumit, pentru că reprezentantul Facebook-ului a spus e acces liber și atunci nu trebuie să am pretenții. Cam așa se înțelegea din răspunsul domniei sale. Și atunci, sigur că i-am dat un răspuns, zic eu, pe măsură, adică ceilalți producători ar putea să pună, de exemplu, alimente infestate liber pe piață și consumatorul să mănânce doar pentru faptul că le dă gratuit. Noi am cerut foarte mult, de mult timp, aceste regulamente și eu mă bucur că au trecut într-un, să zic, consens larg cu toate grupurile politice și ieșit negocierea instituțională cu Consiliul, pentru că asta este, viața noastră nu merge din acest punct de vedere decât în direcția digitalizării și trebuie să existe o reglementare pentru platformele mari, pentru că ele au o poziție dominantă în piață, platformele mici sunt ca și în celelalte domenii, cei care au poziție dominantă în piață trebuie să fie supravegheați. În finalul discuției noastre, care e mesajul pe care îl aveți pentru cei care ne urmăresc acum? În primul rând, am un mesaj și spre cetățeni și spre instituții. Spre cetățeni trebuie să știu că este frica de nou, dar nu trebuie să fugim de digitalizare, trebuie să o înțelegem. Sigur, vine generația din urmă care e cunoscătoare. Trebuie să o înțelegem și totdeauna am dat mesajul acesta la consumator, să nu uităm
că pe lângă faptul că ne supără ceva când ni se încalcă un drept al consumatorului, trebuie să și acționăm, adică să reclamăm acea încălcare de drept. Pentru instituții, evident, mesajul este grăbiți-vă să vă creșteți capacitatea administrativă, să ne creștem capacitatea administrativă, încât aceste regulamente să nu ducă la obstacole, ci să ducă la facilități pentru companii, mai ales pentru IMM-uri, dar și pentru cetățeni. Mulțumesc foarte mult, Maria Grapini, pentru aceste explicații. Și eu mulțumesc și Doamne ajută să fie bine. Mulțumesc. Vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3. Nu uitați că ne revedem și sâmbăta viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!